Credința este un dar de la Dumnezeu. De aceea, Sfinții Apostoli însuși ei se ruga Domnului Hristos, după atâtea minuni care le făceau ei încă, după atâta credință și de atâtea câte văzuse și câtă putere aveau ei, că scoteau și demonii, și încă cereau de la Mântuitorul, Doamne, mai mărește-ne credința. Și să știți că printre rugăciunile noastre să avem și noi obiceiul acesta. Să rugăm pe Dumnezeu să ne mai mărească credința. Că s-au mărit și ispitele, s-au mulțit, s-au mărit, sunt mai puternice. Să ne rugăm cu multă tărie și cu stăruință, chiar ca să ne mărească Dumnezeu credința și nouă, ca să putem să le biruim și să le putem înțelege și să putem lucra cu aceste virtuți cu toate. Într-adevăr, să știți că ați văzut, dar poate n-ați putut să observați, să vă dați seama toți, și sigur că cei mai noi e greu de cunoscut, să știți că există și credință mincinoasă. Există credință care duce în iad. Există nădejde care duce în iad. Și dragoste care duce în iad. Credință, nădejde și dragoste, așa după cum le înțeleg unii. Vedeți, după cum le înțeleg unii chiar creștini. Câți nu se lasă înșelați cu nădejdea aceasta, dacă aș găsi eu pe dincolo câte fapte am făcut bune, ar fi ceva. Adică el să crede că a făcut multe bune, multe fapte bune, și el și le crede asigurate și gata, cu atât să mântuiește. Și cu nădejdea aceasta și alții să poate înșela, cei care vin la biserică, aprind lumânări, să închină puțin, dar nu stau la slujbă. Tot așa se înșeală, e iadul plin de aceștia, de creștini care cred rău, care nădăjduiesc rău, și care au chiar dragoste, dragoste fățarnică, nefolositoare, sau dragoste care pentru ei cred că e prea de ajuns cât fac. A dat un ban la cineva, la un sărac, îi zic că din dragoste îl dă, din milă, dar cu atât nu te mântuiești. E prea puțin. Și credința, dacă stăm să ne gândim câți rătăciți sunt pe fața pământului, care o spun cu gura deschisă, larg, apoi să crezi în Domnul Iisus și gata, ai terminat. Crede în Domnul Iisus. Așa zic sectanții, toți. Ei nu mai văd altceva, nu le mai trebuie altceva. Nu mai văd faptele credinții. Ați auzit? Și faptele credinții sunt legate de credință. Nu e de ajuns să crezi în Dumnezeu. Chiar dacă crezi în Dumnezeu, cum spun mulți, și să bat cu pumnii în piept că e credincios, zice, am un soț credincios, stai că părinte, credincios, tare, dar să duce la biserică. Nu prea se duce el așa, dar se duce mai la Paște, așa, la Crăciun. Și e credincios foc. Și de ăștia e plin pământul, care cred că în felul acesta se mântuiesc. Și toți sectanții aceștia, ei zic că cred în Dumnezeu. Și să roagă. Cred în existența lui Dumnezeu.
dar faptele lipsesc, faptele legate, sufletul credinței. Mergerea la biserică, duminicile, sărbătorile, cinstirea Sfintei Duminici, spovedania, împărtășania, rugăciunea, maslurile, toate sfintele taine ale bisericii, milostenii, faptele de credință ortodoxă ale creștinului, care trebuie să le facă ca să aibă cu adevărat credință, să dovedească. Vedeți, faptele îl dovedește pe om că e credincios. Fapte. Așa cum ne uităm la pomi și îl cunoaștem pe pom după roade, după roadele lui. Așa și omul, după fapte, să cunoaște ce fel de credincios este. Cât e el de credincios? Cel care merge mereu la biserică, observă că lui îi place. Cel care se roagă, cel care căruia îi place să cânte lui Dumnezeu, să facă milostenii, să spovedească, să facă toată fapta bună, acela dovedește că e un credincios, un creștin cu adevărat, ortodox. De aceea ei nu se mântuiesc. Linia lor e o linie moartă și ajung în fundul iadului, cu toată credința lor, cu toată nădejdea lor, cu toată dragostea lor, că și ei au dragoste, și dragoste au și mulți păgâni, și fac și fapte, dar le lipsește încrederea în Dumnezeu cum trebuie și nu le fac cu Dumnezeu. Nu le fac pentru slava lui Dumnezeu, le fac pentru alte scopuri, cu alte scopuri. De aceea vedeți că noi trebuie mereu să ne oțelim și nu numai să cunoaștem, să punem în practică tot ceea ce facem. Punând în practică mereu, lucrând mereu așa pentru slava lui Dumnezeu, ne obișnuim ca să facem binele și să-l facem cum trebuie spre binele aproapelui și spre slava lui Dumnezeu. Cred că mulți, încă printre noi fiind, din turma aceasta care vine pe aici, pe la biserica noastră, mi s-a descoperit. Așa prin altcineva, chiar îmi spunea cineva, zice, ce-o fi asta, taică, părinte? V-am visat că aveați niște preșuri cam murdare și pline de praf și vă uitați la grămada aceea de câteva preșuri, nu prea multe, care vă uitați la ele cum să le luați la scuturat. Cred eu că e vorba de unele suflete după aici, după între noi, care sunt niște preșuri pline de praf, pline de gunoaie, care n-au priceput și trebuie bine scuturate ca să priceapă și să înțeleagă că nu se poate mântuire așa. Am încredințarea că în această casă mare a Domnului nu sunt numai preșuri cu gunoaie și care trebuie scuturate și pline de praf. Am și vase de cinste, așa cum spune Sfântul Pavel, și vase de cinste care trebuie spuse în cinste, și iată, Domnul le pune în cinste, și vase și tablouri care împodobesc casa Domnului. O casa Domnului să fie cât de frumoasă, dacă creștinii nu sunt pilde vii, nu prea sunt de folos. Nu luminează casa aceea, nu este chiar așa curată. Și de ce zic așa că trebuie scuturat? Și asta o facem, cam asta fac de fiecare dată. Scutur mereu la preșuri.
fiindcă vreau să fie casa Domnului cât mai curată și vreau să am cu cine să mă rog, să nu fie prihană, să nu fim pedepsiți și să nu ni se asculte rugăciunea pentru unele persoane care nu înțeleg sau prea puțin înțeleg sau ian în glumă. Ei, a spus, da, nu e pentru mine. Sucesc capul în altă parte și se scutură ca să nu audă bine. Și demonul vine și îi spune, n-a zis pentru tine, pentru altul a zis. Dumnezeu este batjocorit, numele Lui este batjocorit, Iisus este răstignit. Dacă un creștin aude, știe calea, știe credința și nu vrea să se apropie și să face zminteală pentru altul, se face pricină de ocară și de zminteală, să hulească păgânii pe Dumnezeu pentru noi. Mare păcat! Mare păcat! Purtarea pe la servici a fiecăruia, comportarea în această lume, trebuie să fie foarte cu multă atenție a creștinului. Să nu-i facem să hulească pe Dumnezeu, că mare este păcatul smintelei. Să fim atenți cum umblăm, să luăm în serios că suntem pe marginea gropii. Nu să știe cât, dar vedem, simțim. Noi care suntem mai înaintați în cunoștință duhovnicească, simțim mai mult și vă spunem, vă spunem cu dragoste ca să nu fiți în pieire, să nu se piardă nimeni. Pentru aceea vorbesc acum, pentru aceia care sunt preșuri, să-și cerceteze fiecare conștiința, calea, mintea lui, sufletul lui, faptele lui și să aibă grijă ca să nu strige odată, Doamne, Doamne, deschide-ne, deschide-mi și mie, și să audă, nu te cunosc, și să li se închidă ușa. E adevărat, trăim vremuri cumplite, așa zice Sfântul Pavel, cumplite, grele, căderi mari, zdrobirea inimii pentru un propovăduitor, pentru un creștin care înțelege, aceștia îi zdrobește sufletul și inima când vede așa cădere grozavă, așa nesimțirea sufletului. Să strige acum fiecare din toată inima către Dumnezeu, să nu-L lase, să nu-L părăsească. Ziceți, Doamne, să ziceți întotdeauna la rugăciune, nu mă lepăda de la fața Ta, Doamne, nu mă lepăda, primește-mă și pe mine într-o împărăția Ta, că numai așa cu darul Dumnezeu putem. Aceia care nu pot, nu progresează, nu dau înainte, după multele predici, după multele învățături și atâta har și binecuvântare de la Dumnezeu care se revarsă aici în biserica aceasta, dacă nici după atâta binecuvântare nu înțeleg, nu-i mișcă nimic, înseamnă că ori nu sunt deloc simțitori, sunt morți, nu mai simt. Când cineva este bolnav, grav, și soția cheamă un doctor, dacă îl consultă doctorul, un doctor bun și
vede bine ce are, îi găsește cancer. Doctorul cheamă soția și îi spune la ureche, dă-i să mănânce de toate că e gata. Pieirea, plecarea lui, nu se mai face bine. Așa sunt și aceștia care sunt morți, adică pe patul chiar al morții. Ei nu mai simt, nu simt cuvântul, sabia Duhului Sfânt, poate să-l taie bucăți și el tot ce știe, tot aceea face. Nu s-a trezit, nu s-a lămurit, nu s-a luminat, nu s-a rugat de ajuns, n-a strigat. Sunt mai multe cauze. Vedeți că și omul trebuie să facă ceva ca să facă și Dumnezeu pentru el. Dumnezeu vine cu harul și cu binecuvântarea, dar nu ne silește, nu ne obligă să vrem și noi, să simțim noi că așa trebuie, așa e bine. Altfel nu se poate, nu ne primește Dumnezeu dacă nu facem cu dragoste orice facem spre slava Lui. Pe unde umblați? Fiți atenți, nu faceți minteală, vorbiți cu cine trebuie, purtați-vă frumos, ca să fie slăvit Dumnezeu, să zică oamenii care sunt zis că, într-adevăr, oricât ai zice pentru unii și oricât ai purta, pentru unii ești nimic. Dar noi suntem datori să facem tot ceea ce ne stă în putință și ceea ce ne învață Dumnezeu, ca să fim lumini oriunde și să mărturisim pe Dumnezeu cu fapta, cu cuvântul, cu viața, cu trăirea noastră. Căderi mari sunt în lume. Te doare sufletul când auzi creștini care au urmat credința zeci de ani, zeci, a sărit peste atâtea obstacole, a trecut peste atâtea necazuri, a trecut apa care era mare până la gât și la margine să neacă. Tocmai când se iasă pe mal, se neacă. Nu-ți pare rău de așa ceva? Rămâi așa încremenit. Cum poate omul, cum așa de grozavă e ispita, cum poate să nu să gândească el la atâta avere, atâta bogăție care a adunat-o în ani de zile, și să o risipească într-o clipă, pentru o femeie desfrânată, pentru păcatul acesta de o clipă? Greu. Alții bătrâni, alții tineri, nu înțeleg și cred că se poate și așa. Să mai mergem și pe la niște filme. Păi ce, nu toată lumea merge acolo? Păi să mai dăm drumul și la televizor, să mai vedem și noi câte ceva. Dar nu toată lumea are televizor. Nu s-au lămurit, n-au simțit. Înseamnă că nu s-a lipit cuvântul lui Dumnezeu să înțeleagă că acestea sunt obstacole grele în calea vieții, a mântuirii sufletului. Cine se mai mânjește cu astfel de păcate, n-ajunge departe. Nu poate să meargă, să progreseze, să meargă departe.
nu poate să-și sfințească mintea, nu poate să-și sfințească sufletul, pentru că ele îl ține pe loc. Și într-adevăr, sunt în case unii așa, unii așa, unii mai slabi și ăștia mai cu păcatul și cu acestea ale lumii, îi târăsc și pe ceilalți. Câte puțin, câte puțin, ajung să-i târăsc. Câți copii nu și-au adus părinții după la țară, la București, ca să le vadă decât un copilaș și nu-i mai desparți, nu-i mai dezlipești acum de televizor. Nu le mai trebuie nici biserică, nici spovedanii, au uitat de toate pentru televizor. A reușit diavolul să facă mult, mult rău cu acesta. Vezi, li se par glume. Dar ce rău am făcut? Păi așa zice, ce am făcut? Nu toată lumea să uită. Nu e așa, să știți. Nu e așa. Nu exista așa înainte. Acum toată lumea are idolul acesta modern și aduce în casă să-și spurce casa păcatul. Femeile desfrânate joacă în casă la el, la creștin. Ateii, necredincioșii, hulitorii de Dumnezeu, râde și joacă în casă la creștini. Și râde și ei cu hulitorii. Păi nu e un păcat acesta, măi, frați creștini. Nu ne facem noi părtași la păcatele acestea, dacă noi privim și vedem și aprobăm și urechile noastre aud contraziceri contra lui Dumnezeu. În casa ta creștine râde diavolul și batjocorește credința ta ortodoxă și hulește pe Dumnezeu și îți spune și îți predică în casă că nu există și tu asculți. Păi nu e acesta păcat grozav, grozav păcat. Și-a prihănit, a spurcat urechile și sufletul oameni bătrâni, care altădată mergeau la biserică, se spovedeau, posteau, în postul acesta suiau lingurile în pod, le puneau undeva la loc curat, lingurile de dulce și mâncau cu linguri de lemn, linguri curate de post. Și nu le trebuia să audă muzică, să cunoască ceva, să vadă lucruri de felul acesta. Iată de ce iubea Dumnezeu pe creștini atunci, fiindcă erau și ei creștini și se fereau. Dar acum să nu vină peste noi foc din cer? Cum să nu vină când atâta trădare, atâta neascultare, atâta necredință și cu tine? La mulți mi-au fost milă de ei și am intervenit să-i bag pe la, să le ajut, să le găsesc gazdă, să le găsesc servici, să le găsesc, de fapt, tot ce a fost posibil, așa, pentru ca să le fie bine și să slujească Domnului. Dar nu s-au ținut de promisiuni. Nu vin să dea slavă lui Dumnezeu toți. Se las amăgiți, au dat de bani, au pus mâna să-și cumpere farduri, să-și vopsească ochii și buzele și sprâncenele și unghiile de la mâini și picioare, și-au uitat pe Dumnezeu. Se duc de formă la biserică. Păcat! Preșuri bine de bătut trebuie. Eu aici bat, eu așa cum bat cu cuvântul,
ce mai poate ieși, dar să se ferească aceste preșuri să nu bată Dumnezeu. Când o ajunge să bată Dumnezeu la ele, nu știu ce va mai rămâne din ele. Nu știu ce va mai rămâne. Feriți-vă să vă fie frică la fiecare pas care îl călcați, că veți plânge în veci de veci. Nimeni nu vă va putea scăpa. Avem posibilitatea acum să ne refacem, să ne ridicăm și să ne îndreptăm, să reparăm ceea ce s-a stricat, ceea ce am stricat, să rugăm pe Dumnezeu să ne dea iertare, căci nu este mântuirea așa cu jucărie. Nu e o jucărie. Nu ne jucăm cu legea lui Dumnezeu. Dreptatea lui, când va începe să se arate și să bată bățul lui, vai, vai de acel. Să rugăm pe Dumnezeu să se milostivească, să ne mai mărească credința, dragostea și nădejdea, adevăratele virtuți, așa cum le-am înțeles că toți sunteți, toți cei de aici le-ați înțeles drept, așa cum au fost și propovăduite drept, curat, frumos, și o să aveți posibilitatea, cei cu casetofoane, să le aveți și mai departe să le ascultați și să vă folosiți și să mai folosiți și pe alții. Lucrați, îndemnați-vă, întăriți-vă, rugați-vă, iubiți-vă. Prin aceasta va cunoaște lumea că suntem ucenici ai Domnului. Să avem dragoste între noi, să ne iubim. Lumea ne urăște. Cei din casă chiar te dușmănește, te urăște, nu te poate vedea. Noi să dăm slavă lui Dumnezeu că am aflat comoara aceasta scumpă, sfântă, care ne este de mântuire, și dacă ne om ține așa mereu, bine ne va fi nou. Bine ne va fi. Dovediți cu toți, fiecare, renunțați la cât mai multe plăceri lumești, pământești, trupești. Cu cât veți renunța la mai multe, vă va fi mai bine. Veți avea mai mult folos, veți avea o cunună mai împodobită și mai mare dar de la Dumnezeu. Cu cât veți renunța la mai multe de acestea, bineînțeles, și la cele ce se poate. E deosebire mare între unii și alții. Fericit va fi creștinul care a știut să folosească fiecare clipă, mai ales acum aceste vremuri grele și cumplite de care am vorbit, căci atunci va vedea cât de mult a câștigat, căci împărăția lui Dumnezeu, raiul lui Dumnezeu, fericirea cea veșnică, o câștigă aceștia care se luptă, care lucrează. Lucrează pentru ea ceva. Fă și tu ceva pentru Domnul. Nu găsești tu să faci nimic pentru Dumnezeu? Știi numai cu banii să-ți cumperi parfumuri și tot felul de lucruri pentru viața aceasta, pentru trup, ai să te potignești și ai să cazi odată să nu te mai scoți. Și nu te scoală nimeni până nu va veni Domnul slavei și nu vei recunoaște. Fă ceva, găsește ceva și zi, Doamne, ce aș putea să fac eu pentru Tine? Pentru Tine care atât de mult o ai făcut pentru noi.
Atât de mult ai făcut tu pentru mine. Te-ai smerit până la moarte, ai primit cruce, piroane, sulița și fiere și oțet. Toate le-ai răbdat ca să mă răscumperi, să mă bași pe mine, tâlharul, în rai. Pe mine vândutul, pe mine ticălosul, să mă bagi în raiul tău cel frumos. Ce să fac? Întreabă la rugăciune. Gândește-te ce ai putea să faci. Și deschide urechea când vii la biserică să audă mai bine predicile și rugăciunile și slujbele, ca să audă, să știi ce să faci, că ți se spune. Cred că nu există predică să nu afli ceva din ea, să nu te învețe, să nu-ți arate calea de urmat, ce ai de făcut. N-aș vrea să fiu martor pentru voi la ziua judecății. Aș vrea să fiți martori împreună cu mine și poate martiri, căci cuvântul martir pleacă de la martor, martor al Mântuitorului, al Judecătorului, al Împăratului Slavei. Poate martiri să fim, cu toții să fim martiri, să nu fim unii pentru alții martori. Să fim martiri și martori pentru lumea cea deșartă, pentru lumea hulitoare, neascultătoare, care nu vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu, care se luptă împotriva lui. Pentru ei, poate ne va pune Dumnezeu martori, să judece lumea cu noi, să le arate că a existat și în veacul acesta blestemat creștini hotărâți, creștini care au putut să țină legea și credința și a dat cu piciorul plăcerilor și poftelor și a renunțat la orice. La orice duce la păcat, adică să ne ajute Dumnezeu și niciunul să nu pierim, toți să fim, când va suna trâmbița în jurul stăpânului, să ne înălțăm din lumea aceasta, pe pământul acesta întunecat, din întunericul acesta al iadului, căci iadul a luat locul pe pământ. Iadul cu duhurile necurate, cu vrăjile, descântecele, hulitorii, necredincioșii, toți ticăloșii s-au mulțit, au umplut pământul, bețivii și toate patimile urâte și negre. Nu se mai poate trăi. Mă înfior de câte aud. Mă înspăimânt. Nu e zi să nu mi se plângă creștini din cauza beției, băuturii. Nu mai pot trăi copilași, soție, igemonul e stăpân. Igemonul taie și spânzură, aleargă copiii și soția pe străzi și vai de casa aceea. Vrăjile, beția, desfrânarea, hulele, drăcuielile, toate ticăloșiile a luat locul pe pământ și dureros este că creștinii le practică, creștini botezați, se bat în piept că sunt creștini ortodoxi.
S-a umplut iadul și demonii râd de bucurie cu câtă ușurință îi prind în ghear. Cu câtă ușurință. Găsiți, căutați văduve, orfani, bolnavi, la spital. Săriți în ajutor când e vorba de ceva, undeva, la îngropare, la așa. Totdeauna avem, noi avem ce face, noi avem unde să întrebuințăm puținul timp care a mai rămas. Și în ascultare strânsă, că de aceea vă cer ascultare, numai aceia au putere și voi putea și eu să-i ajut, care ascultă, în ascultare strânsă de tot ce v-am spus, veți progresa și vă veți înălța pe culmile acestea înalte ale sfințeniei, ale credinței, ale dragostei și nădejdea cea sfântă pe care o avem cu toții, că ne vom mântui. Și ne vom mântui dacă vom face. Că Dumnezeu vrea să fim adevărații Lui copii, copiii Lui. Și ca să fim adevărații Lui copii, așa să mergem, așa să lucrăm, așa să ne rugăm, aici să ne găsim plăcerea. Plăcerea noastră să nu mai găsim în altă parte. Serviciu, casa și biserica, rugăciunea, faptele bune, virtuțile. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, Mântuitorul nostru, fii în mijlocul nostru, ca întotdeauna, vino, Doamne, și udă tot ceea ce am semănat, să răsară duh de viață și fapte bune, să se sfințească sufletele noastre prin darul Tău. Fii binecuvântat și prea proslăvit în veci de veci, Iisuse, Mântuitorul sufletelor noastre, pentru tot harul Tău pe care îl reverși peste noi în sfântă casa aceasta, în sfântă casa Ta. Știm și simțim că Tu ești cu noi, așa cum ai spus, apărătorul nostru în vreme de necaz și prigoană, putitorul și stânca noastră tare, fă să înțeleagă toate sufletele care s-au adunat aici, să nu piară niciunul. Fă să cunoască adevărul Tău și cât bine ne-ai făcut și ne faci Tu. Îți mulțumim pentru toate. Fii binecuvântat și prea proslăvit în veci de veci. Pentru rugăciunile Maicii Tale, ale Sfinților Îngeri, ale Sfinților Apostoli, ale Sfinților Păzitorilor noștri Îngeri și ale tuturor Sfinților Tăi, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.